Andrei Antonescu și Andreea Bălan au luptat în finala America Express, drumul aurului alături de Cătălin Bordea și Nelu Cortea, însă nu ele au fost cele care au câștigat. Ce a transmis cântăreața despre faptul că nu i-a câștigat marea competiție? Andrei Antonescu le-a transmis fanilor ei că știe cât de mult își doreau să câștige ele, însă asta nu s-a întâmplat. Cu toate că nu a câștigat, artista a spus că adevărata ei comoară este fiica ei, pe care a arătat-o ulterior. Știu că ne-ați susținut mult, știu că ați cerut de-a lungul timpului să vă spun dacă am câștigat sau nu, știu că ne-ați încurajat, știu că v-ați dorit poate la fel de mult ca noi să câștigăm. Dar nu s-a întâmplat. Totuși, aici este trofeul meu, ea e trofeul meu, minunea vieții mele. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot. A spus cântăreața și Andreea Bălan a transmis un mesaj, felicitări Bordea Cătălin Nelu Cortea. Cei mai buni au câștigat și cele mai ambițioase perechi au fost în finală. Ne bucurăm pentru locul 2 și că noi două la 49 de kilograme am luptat cot la cot cu niște bărbați puternici. A fost o experiență unică pe care nu o voi uita niciodată. Sunt mândră de mine că nimic nu m-a doborât în această viață, că sunt ambițioasă și de fier atunci când trebuie să muncesc și să obțin ceea ce-mi doresc, sau un loc pe podium. Dar totodată această forță a mea vine dintr-o sensibilitate profundă și aparte pe care o simțiți în piesele mele și puțin o văd în realitate. Așa sunt eu și așa am reușit în viață. Mulțumesc vieții pentru lecții. Am învățat din ele. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.